Stimate doamnelor, stimați domni, în numele Comitetului Societății Culturale din Aachen, vă salutăm și vă spunem bine ați venit. Nu mai este nevoie de o prezentare a maestrului Mircea Crișan, prezența dânsului este pentru toți de ajuns. Tocmai că era vorba de că suntem la o asociație culturală. Mă rog, asta e că suntem de fapt, cum să zice, românii, atât cei de acasă, cât și cei din diaspora, ca să zic. Toți suntem legați de limbă. Tocmai de-aia spuneam, pot să încep, ca să nu începem direct cu... Am fost că e și Dina Mihalci aici. Am fost împreună emeriți la circ. Văd că un cățel s-a adus, puteai să vii și tu cu leu. Da, cum a venit una, domne doctor, numai domne doctor, sunt nervoasă. Măritați-vă, doamnă, m-am măritat, domne, atunci luați-vă un amant, mi-am luat, luați-vă doi, mi-am luat, nu mi-ajunge, luați-vă trei, am, nu mi-ajunge. Doamnă, nevastă, sunteți bolnavă, dați-mă în scris, că lumea zice că-s curvă. În cer era, discutau tocmai Buerebista și cu de discuta cu Decebal. Băi, la cine mai e la noi șef în România? Mi se pare unul Nicolas. Nicolas, ce e grec? Nu, e român. Și vorbește greaca? Nu, vorbește Elena. Să zice așa peste tot, dar ea e atât de simpatizată tocmai era. O simpat toată lumea, e așa de frumos, tocmai că s-a dus într-un lan de grâu, s-a întins acolo să odihnească, va, când au trecut ciorile și a văzut-o, a speriat așa tare că au adus boabele furate de săptămâna trecută în dărătate. Da, e bine acum că din nou certurile astea cu, adică nu, pentru Transilvania, jucările astea cu Budapesta, că te zice gulaș comunism, că se leagă, ungurii se laudă, noi avem, aia ungurii au gulaș comunism, ăștia polonezii se laudă că noi avem papă și un ardelean mi-a spus și noi l-avem pe Mântuitorul, da? Unde mă duc să cumpăr, că e ceva mi se spune, s-o mântuit. Sigur, am început cu clasicii noștri, cu Topârceanu, avem și clasici Crișan. Cum am început unul cu primele elemente, cum vreau să spune domnea Iarfă, adică Arața sau Latră, care ăsta era numărul preferat al lui Hrușciov. El vroia să-l asculte întotdeauna și am pățit cu el. Vă spun și o poveste care nu se știu. Eram la Urziceni și venise în țară, fără să știu, eram la Ușușanea și odată au venit și m-au arestat. M-au urcat într-o mașină și m-au dus la București. Așteptam ce se întâmplă, ce am spus, nu știam. Când m-au prezentat, mă aștepta Chișinevski cu Gheorghiu Deș, erau la o masă, venise Kirilenko și Hrușciov i-a spus, dacă te duci la București, să-l vezi pe ăla cu tribunalul câinilor. Dar aia, cum știu, dacă e unul de ridicat, nu mi-a spus, tovarășe, vezi că ăia vor să te vadă. Nu, știa că dacă i s-a dat ordin, unul să fie ridicat, trebuie să fie arestat, altceva nu e. Eu știm doar cum se spune la ruși, nu? Că există trei feluri de cetățeni socialiști. Unii care sunt în pârnai, unii care au fost și unii care o să fie. Cum zicea, bă, Sașa, ai auzit? Ivan a căpătat 3 ani închisoare. Și pentru ce? Pentru nimic. E cum se poate? La noi pentru nimic să capătă numai 2 ani. Așa că era în sistemul ăsta și vreau să vi-l aduc aminte că ăsta e una din specialități. Cu tribunalul, da, că au câinii un tribunal, am văzut o ședință a Produ. Sper să nu se șucărească câinile de începe. Judecătorul. Procurorul. Avocatul.
Jurații. Sentința. Acuzatul are ultimul cuvânt. Castravetele, am fost un elev bun ăsta, pentru cine încă nu l-a auzit. Cine l-a auzit de mai puțin de 20 de ori, trebuie să explic despre ce e vorba. Dacă zic, așa, în sus, încep cu clasic, până vine up to date. Dacă zicea, eram elev bun, dacă am făcut-o în toate limbele, am făcut ca să vede în 18 limbi, dar vă românește, da, nu, aia nu, nu, asta nu, nu vă faceți speranțe, că nu, aia nu fac. A 19, nu, aia nu se fac numere. Spuneam, eram elev bun, doar odată înainte de examen am învățat numai despre castravete. De fapt asta, de-abia aici se știe că lumea a râs acolo, nu era vorba de castravete. Noi ne-am inspirat în treaba asta de la ședințele de partid, care oricum o suceai, tot aia se spunea. Și de-aia am făcut noi asta, pe nențele, aia n-au și aia de sus ne-au felicitat că ce bun e pentru copii, și cine a înțeles despre ce e vorba. Că spunea, castravetele e un fruct dicoterozonat de culoare verde galbuie din familia cucurbitaceilor, are tulpina în fromă de vrei să înmulțește până semințe și are 98% apă. Și a doua zi, profesor, elevul Crișan, spune-mi ceva despre castravete, despre castravete, despre, despre ce, nu, despre castravete, nu mie, spune-mi ceva despre animal, da, despre despre, nu știu, cum să scoate rădăcina pătrată. Rădăcina pătrată se scoate foarte greu, spre diferență de rădăcina rotundă, care se scoate mult mai ușor, cum e la cartof. Dar și mai bine e la castravete, care e un fruct dicoterozonat de culoare verde galbuie de familia cucurbitaceilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe, are 98% apă. Gramatica. O propoziție. Eu am un castravet. Analizează. Eu e subiectul, am e predicatul și un castravete, ce e un castravete? Un castravet. E un fruct din cotinodonat, culoare verde, călbuit în familia cu curbita cerare, turbina în formă de vrei să mântece prin semințe, are 98% apă. Geografie. Ce știi despre canalul de Suez? Canalul de Suez este foarte mare și foarte lung. Are așa o formă lunguiață, în formă de morcov. Pentru că locuitorii băștinașii de acolo mănâncă foarte multe zarzavaturi și mai ales ce? Pătlăgele. Că doar nu o să mănânce castraveți. Care e un fruct dicoterozonat de culoare verde galbuie din familia cucurbita ciorare, turbea. Mai știi ceva despre canalul de Suez? Da, el conține 98% apă. E teatru modern, nu are nevoie de niciun... Ce are nevoie de vorbe? O poezie, nu? O poezie patriotică, nu? Poți să spui așa... Bu-bu-bu-bam! Bi-bim-bi-bim! Bu-bu-bu-bam! Bi-bam-bi-bum-bu-bi-bi-bam! Bi-ba-bi-bu-bu-ba-ba-bam! Bi-bam-bi-bu-bu-ba-ba-bam! Bi-ba-bi-bu-bu-ba-ba-bam! Bi-ba-bi-bu-bu-ba-ba-bam! Da, așa, dacă e vorba de om, sau sunt alții, dar dacă nu știu limba, pot să cânt mai bine, cântăreții, ați văzut, cântăreții, era, că pot să, tot nu se înțelege nimic ce cântă, că la operă începe...
Nici o vorbă. Alții cântă cu a, ăștia nemții, mai ales când ich trotem zimmer vom Sonntag durch war cu a. Păi ce ar fi dacă și noi actori în teatru am început să vorbim tot așa, ma cu a. Romeo, Julieta. Romeo, vino sas, da, Julieta, viu sas, dar am să te rag ceva, să nu mă refazi. Nici n-aș putea, Romeo, tu știi să ragi atât de frumos. Dăm un sărat, un ultim sărat, nici pe ac, nici pe frante, sărută-mă pe gară. Gara mea cu gara ta să-și unească bazele fierbinți. Și apoi mă amar, atunci mă amar și eu. Da, iubito, ne amărâm amândoi. Sigur, ceea ce avea, da, am încercat, pe urmă m-am gândit să fac o poveste, m-am gândit ce să fiu la teatru, pot să fiu, uite, ia n-am trebuit, nimic nu-ți trebuie vorbe, de exemplu, pentru o viață întreagă, viața unui om, ce nevoie are de vorbe? Alors, that part one of all, that sound of the water spiking out. Oh, pardon, je suis pas venu vous dire. Appête, sur la latte, gain, on se dit. Alo? Un moment. Am venit direct. Eu sunt în cătână. La revedere. Bang, bang. Bang, balang, bang, balang. Povești? Dar cine mai spune povești de-astea vechi? Am luat o poveste, poveștile să spun, eu am găsit o foaie dintr-o carte, de noua editură de povești, Scufița Roșie de pildă, și am găsit, suna cam așa. Într-o mică diviziune de munte locuia o șoaima a patriei, împreună cu responsabila cunoașterea ei, care zise, crăvățico roșie, ia coșul cu bunuri de larg consum și transportă-l la problema socială din incinta sectorului forestier. Viteaza șoaimă luă într-unul din brațele ei de muncă artizanatul plin cu elemente nutritive și o porni pe calea luminoasă trasată de conducătorul cel înțelept. Pe drum ea utiliză timpul și mai culegea fier nefieros, lemne lemnos, punea cârpele la cârpe, hârtiile la hârtii și oasele la sand de vară. Deodată se auzi vocea dușmanului de clasă. Unde duci alimentele sustrase din circuitul de aprovizionare al populației? Lupul reacționar și-a însușit ilicit alimentele, apoi a dosit-o pe crăvățică și pe bunică în burtă, o păsărică vigilentă la ciripit unui păianjen care tocmai fila, el a aruncat o pastilă unui ulcior care turnă totul mai sus și elementele pozitive au scos-o cu succes de acolo și dacă nu a fost comasată, mai trăiește și asta. Cine are răbdare de povești? Am încercat
pe urmă să scriu comicsuri de-astea. Ați văzut cum nu mai vorbe, copiii nu mai citesc, al numai de-astea cu bing, bang, bum, bă, în gură iese, puf, ba, ba. Mă gândesc că ar trebui să se scrie și istoria și atunci ar învăța toți copiii. Că nu ar fi frumos să scrie de la școală, la istorie. Napoleon atacă, bum, bum, Moscova arde, fâș, fâș. Soldați îngheață și cad pe zăpadă, poc, poc. El tot nervos, tot pe zăpadă, scârț, scârț. I-a arestat, cling, cling, e urcat pe vapor, valurile, floș, floș, el moare pe Sfânta Elena. A, ești greu, dă-te jos. Am vrut să mă fac speaker de televiziune. Dar cum dracu să înveți nemțești? E imposibil să știi vreodată ca lumea. Pe românești ar veni cam așa. La Burukești s-a ameliorat situația falimentară. Nu mai e coadă la câine, se dă bălai fără restricție, iar fasolea se băsește peste tot. Când președintele Reagan a fost operat, doamna Nancy a rămas lingură, dar ea a condus rasa albă fără clipsuri. În 10 zile cu sistemul rapid ăsta de turism, în 10 zile am vizitat 16 state. Acum sunt cult, le știu pe toate. Paris, l-am în buzunarul de la ceas. Unde Louvre ăla unde am întâlnit, m-am întâlnit cu Șmilovici acolo și mi-a zis unul, du-te să vezi aici fuga din Egipt. Ce m-am dus să văd, ce de Leonardo da Vinci, m-am dus să văd, ce să vezi, câțiva ovrei nenorociți, prăpădiți, nemâncați, ca să vezi și cum sunt ovrei noștri. N-au avut ce mânca, n-au avut ce îmbrăca, l-au chemat pe Leonardo da Vinci să-i picteze. Mă, seara am fost deja în Amsterdam, în fața muzeului, cineva a întrebat, ce știți despre Van Gogh? Dar a fost un pictor, da? Și ce mai știți despre el? Și-a tăiat o ureche, bravo. Și altceva nu și-a mai tăiat. Am fost peste tot, în Anglia, era frumos, dar nu era în Anglia, ce era? Piccadilly Circus mare, dar fără nu, niciun fel de animale, ce fel de circus e ăsta, nu știu, nu animale, nu saltatori. Ne-am dus formă în Scoția, la un cimitir, fiecare avea, fiecare cimitir, monument, fiecare groapă avea cimitir, fiecare mormânt avea câte o statuie. Zic, cine zice că scoțienii sunt zgârciți, de fiecare cu statuia lui, ci unul, nu te, că îi îngroapă până la brâu și pe urmă îi vopsește cu var. Pom, am fost în Roma, doamne, Roma era frumos, am vrut să vizităm Coliseum, tocmai era în demolare, specific, cum așa e la italieni întotdeauna, aiureală. Papa tocmai spunea, ubi et orbis, i-am întrebat pe aia pe nemțește, canerun sau zegnen? Ne-a zis, ia Vatican. Veneția, frumos, apă peste tot, numai la closete, nu. Closetele alea italienești cu tălpici, alea frumoase, când am intrat acolo cu pantofii mei ăștia albi de piele, când am ieșit era oțelot. E frumos, un texan stătea în fața palatului dogilor, zice, oh, a palace for the dogs, wonderful. Și Spania, Costa Brava, Costa del Sol, Costa Cordalis. În Grecia am vizitat ruinele lui Onassis, era frumos. Ce aici, am fost și în Rusia. În Rusia, tocmai pe stradă, eram cu niște turiști americani, tocmai am întâlnit acolo o babușca pe stradă, într-un sat, zice, un american o ia. Păi bine, babușca, uite aici, toată recolta, n-a strâns-o nimeni. Ce-i asta? Cine strâns? Unde sunt bărbații? Sunt la Camino Cultural, maică, învață engleză. Bine, dar atunci femeile, de ce nu strâng ele recolta? Sunt la Camino Cultural, maică, învață engleză. Bine, dar tineretul, de ce nu strâng ei? Sunt la Camino Cultural, învață engleză. Păi bine, atunci cine strânge recolta? I don't know. Am fost,
am fost și în Israel, că l-a întrebat un turist, l-a întrebat pe unul, ci unde e aici locul ăla unde, unde toată lumea plânge și își dă cu pumnii în cap, și da după colț la Masah Nasal, la percepție. Da, păi acolo am aflat de ce tocmai evreii au cele 10 porunci, că Dumnezeu a venit întâi la Mohamed cu ele. Mohamed a zis, nu-mi trebuie. A dus la Buddha, Buddha zice, nu-mi trebuie. A venit la Moise, zice Moise, cât costă asta? Nimic. Atunci lasă-le aici. Mamă, m-am dus. America era frumos. Ultima jumătate de zi am avut timp, am vizitat și America, frumos, peste tot bodybuilding-uri de-astea și era, cei mai bogați acolo sunt militarii, că am văzut clădirile lor peste tot, scria General Motors, General Electric, General Oil Company, ăștia au toți bani, da. Da, data viitoare mă duc în concert. Nu, aici e tocmai șucăr, aici e război, aici e răscoală, aici e Umweltschmutz, aici Wasserschmutz. Alt glob n-aveți? Alo, dragă viu, chiar acum de la spital, cu Bibi nu e bine. Trebuie să rămână în spital încă 4 ani. E, ce vrei, a fost o boală grea. A avut noroc că l-a băgat la apendicită, că dacă îl băga la ulcer, nu scăpa nici cu 10. Nu, ce vrei, chirurgul a vorbit destul de frumos, dar chestia era clară. I-au lipsit la inventar 30.000 de globule. Ce vrei, a luat în sângele statului. Da, și a făcut radiografie în toată casa. Da, cum să zici că nu, dacă s-au găsit la el și alea, și pietrele, și ceasurile. El, da, s-au găsit în ficatul lui acolo, sub prosoape. Da, el a vrut să dea toți microbii pe șeful contabil, dar... L-a operat și pe ăla săptămâna trecută și ăla i-a făcut radiografie la birou și i-a găsit state fictive cu virus fals. Zicea că le dă diurnă și băga toți streptococii în buzunar. Da, e vorba acum să vină un medicament mare, dar nu știu dacă intră și el în medicamentul ăsta, că el a mai zăcut odată de boala asta un an și 6 luni. Da, bine, mă scuzați că am vorbit mai mult, dar e cumnatul meu, e bolnav, tușește. Asta. Și pentru toți medicii, cum aia cu aspirin, cum vine, bună dimineața, doamne, bună dimineața, e a treia oară, doamne, da, dar mi-e rău, doamne, n-aveți nimic, doamne, numai un guturai, luați o aspirină și un piramidon și gata, trece, da, o aspirină și un piramidon, la revedere, trebuie mai întâi să iau piramidonul, da, întâi piramidon, și porma aspirina, da, porma aspirina, dacă iau întâi aspirina, strică, nu strică, atunci nu știu cum să fac, cum faceți, e bine, e în regulă. N-ar fi mai bine să le iau pe amândouă odată? Luați-le pe amândouă odată. Cu puțină apă, da? Da, cu puțină apă, da. Fiartă sau de la robinet? Cum vreți, doamne. Dacă vreți, eu pot să fierb apă. Fierbeți-l, doamne. Atunci n-o să mă fric, nu, că o lăsa să răcească. Atunci la ce să o mai fierb? N-ar fi mai bine cu sifon? Luați-o cu sifon. E lumea afară care așteaptă. Da, 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 aveți dreptate, doamne. La revedere, la revedere, doamne. Aaa, ce e mai principal? Pot să o iau cu o cescută de cafea? Iau cu o cescută de cafea. Mă doare capul. Capul? Luați o aspirină și un piramidon. Femeile este atât de important, e un lucru, chiar și soțiile, că soția e acea ființă bună, blândă, dulce, care ia parte la jumătate de necazurile tale.
pe care nu le-ai fi avut dacă nu te-ai fi însurat. Ce nu pot să înțeleg, că am venit și am văzut prima oară striptease, dar n-am putut să înțeleg ce e asta, ce aiureală e asta. A venit o cucoană, o doamnă, sau mă rog, domnișoară, fată, nu știu ce era, și a scos întâi șalul. Un șal, ce e o mare brânză, un șal, da. Pe urmă și-a scos bluză, am crezut, doamnă, o bluză, Paris, Christian Dior, aiurea, Flomarc. Pe urmă și-a scos mănușile, că nu-i ce aiureală, întâi bluza și pe urmă mănușile. De-aia chiar nu e liber pentru tinereta asta, un copil poate să învețe greșit. Până și-a scos fusta, a scuturat-o tocmai în paharele noastre, sutienul și n-a putut să-și-l scoată singur. Un domn din sală a trebuit să-i ajute să-și-l scoată, săracă. Până și-a scos și restul și asta a fost tot. Absolut tot. Nu tu, un cântecel, o poezioară, o glumă, un copil de la grădiniță știa mai mult. Și a plecat, rămas așa, total încălțată, a ieșit după scenă, a plecat, nici măcar nu știu unde s-a dus. Acum în Israel, am făcut un turneu acolo, i-am luat de la început, că am zis, ce ați venit să râdeți de mine? M-am ieșit pe scenă, iată ce s-a îngrășat. S-a buhăit de bere, Germania, ce vrei, da? Mai ales de când a divorțat de Sorina Dan, aia cântăreață, ce? Și se înțelegeau, tocmai sărbătoriseră nunta de tablă, 15 ani de mâncat în conserve. Uite așa el la mișto, el lua și povenea pe tot cum îl lua pe Rabbi Nimerov, care știa toată lumea, ăla care a spus că să fiți o casă fericită, soțul trebuie să tolereze la soția de la el, soția să tolereze la soțul de la ea, casa voastră să fie o casă de toleranță. În față la o biserică stăteau doi cerșetori, unul avea ajutați un orb creștin, unul alături ajutați un orb evreu. Când a ieșit lumea de la slujbă, avea creștinul pălăria plină, evreu nimic, a ieșit părintele, i-a pus un bănuț în pălărie, a zis, fiule, să înțelegi, situația așa, mai bine du-te la o sinagogă acolo, spune, da, părinte, da. Pormă îi spune orbului creștin, iau din more, cine ne învață pe noi să facem afacere? Pe urmă au venit glumele alea din timpul războiului, care ziceau, bă, de toate de vină numai ovrei și bicicliști. Dar de ce bicicliști? Dar de ce ovrei? Erau vremuri grele în tren, tocmai unul era vară în tren, unul era acolo, unul ce, dom'le, neata nu schimb ciorapii? Ba da, contra zahăr. Da, sau unul se scoală dimineața și începe să facă rugăciunea și a pus cele 10 porunci, trilă, cum zice asta aici și cu curelușe și alții. Și un nea Vasile s-a uitat la el ăla mai departe, să lega și nu vă supărați. Prinde și Londra cu asta. Era o vreme de... Sau cum și la școala ovreiască, tocmai l-a întrebat profesor, până Morițică, câte picioare are musca? E, domn profesor, dacă și avea eu grijile dumneavoastră. Era pormă după, pormă gata, s-a terminat de nou, au fost ovrei, iar egal la putere, a venit, era, stătea unul în fața oglinzii, Maier, ce, dacă n-ai fi în partid, ce ți-a spune eu ție? Acum a venit Morițica acasă de la școală, prima zi, deci l-a întrebat, ce ați învățat? Nimic, n-a întrebat așa, ce sunt, ce ai spus? Am spus că sunt creștin. De ce n-ai spus că ești ovrei? E, n-am vrut să mă laud chiar din prima zi.
erau peste tot. A venit unul la o întreprindere, tocmai zice, vreau să-mi rezolvați asta, dar asta vă rezolvă tovarășul Grigorescu. Intră acolo, zice, Maier, s-o dupe, tu ești Grigorescu. Și da, da, asta ți-o rezolvă tovarășul Vasilescu. Vine la Vasilescu, Rabinovici, tu ești Vasilescu. Și da, asta ți-o rezolvă tovarășul Bercovici. Se duce la ăla, ăla rezolvă treaba. Și nu te supăra, domnul Bercovici, nu te cunosc, dar ce rost au toată lumea așa schimbat numele, ce ți-a de... Ce nu să vă spun drept, pe mine mă cheamă Georgescu, dar trebuia să avem și noi un ovrei în întreprindere. Doamne, porma i-au luat și a început, porma, au început plecările astea și când au început plecările în Israel, au venit, au început aia să ia la mine, a venit unul. Unde așa, măi, tovarășe, Nata, dumneata, ai o soră în străinătate, eh? Eu am o soră în străinătate, iar un frate în străinătate. Sau altul a fost mai rău, vrei să pleci, eh? Zice, de ce vrei să pleci, tovarăși? Păi, tovarăși, din cauza unei pisici, cum e? Păi gândiți-vă, noaptea la ora 3 a sunat, pac, pac, sunat, ies afară, mi-am făcut un bagaj, mi-am sărutat nevasta, copiii, mi-am ies afară, ia că mă, o pisică. După 3 zile iar sună la sonerie, ies, eu tot așa bagaj, sunăm, nevasta, să rog, ies afară, o pisică. Îi spuneți nevastă, tovare, poți să trăiești terorizat de o pisică? Era formă să mira că era la, de formă, era la parada, la parada de 1 mai, tocmai era unul cu placard al lui Ana Pauca. Trăiască, tovarășe, Ana Pauca! Trăiască, tovarășe, Ana Pauca! L-a călcat unul pe bătătă. Bă, ce dracu, unde călcă, stau cu și doapca în cap. Trăiască, tovarășe, Ana Pauca! L-am întâlnit pe unul devenise neamț 100%, aici Siebenbürgers, cum suntem toți, așa? Și l-am întâlnit aici, zic, scrii ceva despre America. Nu dau și să supără americanii, regnă, că ne taie protecția. A scris despre ruși. Nu, stați în rușii dacă am ne taie gazul. Da, avem, da. Mine atunci a scris despre situația din Orientul. Tu sunt să supără arabii, ne taie petrolul. Eu n-am nimic contra arabilor. Să supără izraelienii. Dumnezeu știe cine mai taie și ăștia. Porma am întâlnit altul în America, crezi că în America era tocmai la școală, i-a întrebat, Mauzen, cum ați petrecut Crăciunul? Frumos, noi ne-am uitat la pomul de Crăciun plin de jucării, ne-am bucurat. Și Beckenzon, cum ați petrecut? La noi era toată casa plină de jucării, ne-am uitat la ele peste tot și ne-am bucurat tot. Maierzon, cum a... noi avem o prăvălie de jucării, ne-am uitat la rafturile goale și ne-am bucurat. Stau cum... Da, a venit unul la maternitate, un polonez, l-a întrebat aia, păi neata, nu te deranjează faptul că soția dumitale a născut un copil negru? Și da, nu știu, pe tâmpita asta, toate ies arse. Și da, bulă, știi tu ce-i omul? Da, omul e cel mai prețios capital. Bravo, ține 5 lei. Dacă mai îmi dați 2 lei, vă spun și cine-i omul. Da, băi, zice, alo, casa bulă? Nu e numai bulă, casa nu mai e. Dacă s-a împărțit acum Bucureștiul pe sectoare, Beirut 1, Beirut 2, Beirut 3... Chiar pe un șantier de ăsta a venit marele șef și le vorbea oamenilor de pe șantier, tovarăși marinari, voi ați muncit frumos, voi sunteți cei mai buni care muncit. Întotdeauna marinarii au fost alături de popor și voi marinari. S-a apropiat unul din persoanele care zice, tovarăși, marinarii au dungile pe lat. Dați-mi la o ședință de asta de române adjunct, erau gigani, făceau gălăgie acolo, s-a ridicat tovarășul secretar, tovarăș, tăceți din gură, tovarăș, tovarăș, tăceți din gură, că trebuie să vorbească tovarășul președinte, ăia mai departe, tăceți, arde mai și în gura lui ăla care o mai vorbi, tovarăș președinte, aveți cuvântul. Erau de-aia, era, nu că ar fi șef, că un ziarist străin l-a întrebat pe șeful, chiar sunteți atât de bolnavi? Nu, dar am vrut să le mai dau și eu oamenilor o speranță.
Nu, dar au noroc, dar au rușii acum au noroc cu Gorbaciov, că au și ei în sfârșit un președinte tânăr, un șef tânăr, că era cât a fost chestia cu că murea unul după altul, că spuneau rușii singuri ce diferențe între Comitetul Central și un crocodil, că zicea crocodilul are 4 picioare și 48 de dinți, Comitetul Central are 48 de cetățeni și 4 dinți. Sau zicea, de ce diferență este între Cernenco și Andropov? Nici o diferență, numai de temperatură. De ce are Cernenco 3 microfoane? Ce, într-unul vorbește, de unul se ține și dintr-unul îi se suflă oxigen. Sau cum la mormântarea lui Cernenco a fost ultima, chiar a venit unul să înghețuia în Piața Roșie și oamenii de ori l-au dat în drăgi, bilet, și eu am abonament. Nu, bă, de-aia e tovarășul Gorbaciov atât de împotriva ăstora cu alcoolul, că știi că pe cel mai tânăr îl trimiteau întotdeauna după vodcă. Chiar a venit la o fabrică și a spus, nu-i așa că acum fără vodcă să-l s-a dus la un muncitor fruntaș, lucrezi mai bine fără vodcă? Nu, cum? Păi la dumneata e și, uite ce lucru fantastic, dacă beai un stacan de vodcă, nu mai făceai astea, bă, da, dacă beai două stacane, tot, bă, dar dacă beai trei stacane, chiar nu mai lucrai. Păi nu lucrez. Dar zice asta că el a inventat asta cu perestro, cu glasnost, adică străveziu. Păi noi știm asta cu străveziu. Auzi, el a inventat cu străveziu. Păi dacă vine la mine la București, arătam câți dăia cu fețe străvezii, cu turul pantalonilor străveziu, cu tălpi străvezii, cu... Există și la hotel, există dăia portari și aia la recepție, cu haine străvezii, că se vede uniforma de milițian pe ea. Că dăia, că-s două feluri de milițieni, la borcă can și vărsați. Dacă a zis unul, era un milițian în pauză, mânca vis-a-vis de borcanul lui, stătea pe trotuar și mânca, l-au întrebat inspecția, ce stai, de ce nu mănânci la tine acolo? Păi mi-a spus dentistul să mănânc pe partea ailaltă. Sau cum, erau doi care au găsit un mort pe strada Edgar Chinei și au început găsit un mort pe Edgar Owen, Edgar Owen, dă-l dreacu, ai cu el pe Academie. Sau cu copilul ăla care a trecut un câine și a lăsat o urmă și copilul să juca cu el, a trecut un poștar, ce face acolo, mă? Fac un poștar. A trecut un milițian, a auzit aia, ce faci, mă, acolo? Fac un poștar, nene. Nu faci un milițian. Nu, nene, că-i căcățelul prea mic. Era, dar tocmai se spune că era controversa asta acum cu Hollywood, spun toți că Hollywood are cele mai formidabile spectacole. Aiurea, da, cele mai frumoase spectacole tot la Bolșoi Teatru. Ce facă? Acolo să vezi că ăștia s-a jucat Cats 3 ani de zile pe Broadway. Azilul de noapte se joacă de 70 de ani la Moscova și în toată Rusia. Cu ce succes! Și toți, unul că dorm 3 pe 3 într-o cameră de 8 pe 8 și au de toate ce succes. Și ce fantastic! Când încep spectacolele alea cu... S-a depășit cu 400% la câine pe oleaginoasă. S-a depășit cu 600% la aia, nu știu, bulă! De ce gătește maică ta întotdeauna fasole cu ananas? Că lui tata îi place muzică havaiană. Am fost, s-au văzut toate când au trecut în India, dar de-aia dacă sunt atâția medici, au zis întotdeauna, când vin întotdeauna, la astea se întâmplă, cum a venit una la dentist, a venit, domnule doctor, mai bine fac un copil decât să-mi scot o măsea. Doamne, hotărâți-vă ca să știu cum aranjez scaunul. Sau cum a venit unul, domne doctor, nu știu ce, în fiecare dimineață la 7 nu mai pot și... Doamne, formidabil, să ai ieșire regulată în fiecare zi la 7, păi o lume și-ar dorea. Da, eu mă scol la 8.